Salut, azi vă prezint Huawei P9 Lite. Avem un telefon de 5,2 inch ecranul, Full HD 1080p. Bateria ține încărcată 2 zile foarte lejer. În spatele capacului avem o baterie de 3000 mAh. O grosime a telefonului de 7,5 mm. Cameră pe spate de 13 megapixeli, senzor de amprentă. Camera frontală de 8 megapixeli, procesorul octa-core, 4 procesoare a câte 2 GHz fiecare și încă 4 procesoare a câte 1,7 GHz fiecare. Telefonul vine cu o memorie de 16 GB, 2 GB RAM sau varianta 3 GB RAM, suportă card până la 256 GB și este un telefon destul de ușor, 147 de grame. Acum vă las să priviți un mic video cum arată telefonul și după aceea continuăm cu aplicațiile și specificațiile lui. Sper că v-a plăcut videoul, acum continuăm cu prezentarea telefonului. Telefonul vine în variantă Dual SIM sau Single SIM. Două modele sunt disponibile cu 2 GB RAM sau 3 GB RAM. Modelul care îl am acum în mână este de 2 GB RAM cu memorie de 16 GB. Ce să vă spun despre telefon? Când vă uitați prima dată la acest telefon, cu siguranță vă atrage acest senzor de amprentă de pe spate. Uitați cât de repede funcționează. Deci, funcționează foarte repede. Stați cum să vă arăt. Am pus degetul, s-a deblocat telefonul. Durează undeva la 0,5 secunde, o secundă maxim. Acest senzor, pe lângă a debloca telefonul, mai are și alte funcții. Intrăm în setări. Intrăm la imediat ID amprentă și aici observăm mai multe funcții. Răspuns apel. Ca să răspundem la apel, doar atingem senzorul și răspundem la apel sau oprirea alarmă. Pentru a opri alarma sau a răspunde la apel, bifăm aceste două opțiuni și doar atingând senzorul de amprentă, putem răspunde la apel sau chiar opri alarma dimineața sau când a spus ceasul să sune. Încă un avantaj la acest senzor de amprentă ar fi că puteți înregistra mai multe amprente.
nu numai pe acest deget, și puteți pune și pe degetul mic oricare deget. Amprenta se înregistrează foarte ușor. Dăm la amprenta nouă și atingem cu degetul pe spate. O să pun pe... Stați mai puțin, o să pun pe degetul mare. Sau stați mai bine să vă arăt cum se șterg amprentele. Am deja o amprentă pe acest deget și nu mai pot să pun încă o dată pe acest deget. De asta vă arăt tot pe acest deget. Doar atingem amprenta și undeva în 5-10 secunde deja am efectuat o înregistrare a amprentei. Bun. Deci cum puteți vedea, ecranul este blocat. Am pus degetul pe spate, l-am deblocat. Ce, cu ce mai este în evidență acest telefon este camera. Deși are doar 13 megapixeli, vă spun că focalizează foarte bine, iar noaptea are o luminositate foarte bună. Luăm de exemplu acest corector. Să-i facem o poză și după aceea să dăm zoomul la maxim. Am făcut o poză și fac și cu blitzul. Realizăm o poză și cu blitzul. Bun. Avem aici cele două poze. Deci, uitați cât de bine. Se văd până și aceste mici picățele de albastru din spate. Uitați. Aceasta este cu blitzul, iar fără blitz, aceasta. Pe capitolul de foto și video stă foarte bine. Filmează Full HD 1080p. Camera frontală este de 8 megapixeli. La fel filmează 1080p, Full HD desigur. În partea de jos a telefonului avem mufa de încărcare și difuzorul, care se aude extraordinar de bine. Pe partea laterală dreapta avem butoanele de volum plus, minus și butonul power. Iar pe partea stângă avem slotul pentru cartelă și card. Bun. Să vă mai arăt încă o funcție care cei de la Huawei eu cred că au copiat-o de la iPhone. Și vă spun despre ce este vorba imediat. Intrăm la afișaj și aici jos scrie confort ochi. Când bifăm confort ochi, o să avem ecranul gălbui, adică seara când stăm în pas sau când mergem pe stradă, ca să nu ne doară ochii și să putem să focalizăm nu numai în telefon. Știți senzația când aveți o lumină puternică în telefon și mutați privirea undeva unde e un loc întunecos, prima dată nu vedeți mai nimic. Ei, bun, cei de la Huawei, dacă dăm pe confort ochi, puteți să vedeți cum s-a făcut ecranul galben. Ținând la o luminozitate mică, stați să vă arăt, undeva pe aici, pe la jumate, acum ecranul este galben, se poate observa diferența. În momentul de față, culorile sunt la fel foarte vii și se văd foarte bine, dar singurul lucru, nu vă mai dor ochii. Mie îmi place foarte mult, mai ales când stau seara în pat pe telefon cu becul stins, nu mai am nicio problemă cu ochii. L-am setat înapoi. Luminozitatea putem să o reglăm și de aici. Sau automat, în funcție de lumina de afară. Temperatura de culoare. Aici putem selecta la fel cum am dorit să se vadă ecranul, mai albăstrui, roșiatic, alb. Eu îl dau mai alburiu spre galben. Încă
câteva chestii interesante despre acest telefon ar fi că îți oferă o rapiditate foarte mare neavând meniu, adică telefoanele obișnuite deblochezi telefonul și aici undeva în partea stângă sau stângă-dreapta pe jos apăsăm și intrăm în meniu. Pe când aici e exact cum are iPhone-ul, nu ai meniu. Ai meniu, dar nu trebuie să intri să-l accesezi. Poți să-ți pui tu aplicațiile în ordine, cum dorești tu. Se mută foarte ușor, ținând apăsat pe ele. Am câteva aplicații instalate, cele uzuale. Bun, haideți să vedem cum se aude și pe YouTube. Testăm difuzorul. Ca să nu avem probleme cu cei de la YouTube și cu copyright-ul, intrăm pe o melodie. Deci, ascultați. Sunetul este foarte clar și foarte tare. Bun. Am testat și YouTube-ul. Difuzoarele se aud foarte bine. Haideți să mai vorbim puțin despre camera. Camera are foarte multe efecte și setări. Aici găsiți cam toate setările. Foto, puteți să selectați Pro Photo. Cum să luminozitate, ISO, automat, puteți să-l reglați până la 1600 maxim. Avem HDR, scanare documente, panorama. Bun. Camera de obicei e bine să o țineți la rezoluție maximă, adică 13 megapixeli și cea frontală de 8 megapixeli. Ce vă mai pot spune, acest telefon are funcții precum de a număra pașii, uitați aici jos în stânga, senzor de proximitate în stânga difuzorului frontal, ce vă mai pot spune despre el? Merită achiziționat, ținând cont de prețul acestuia, numai de 1500 RON. 1050 RON, pardon. Când a apărut pe prima dată era 1500 de lei. Acum a mai scăzut. Dacă aveți noroc să-l prindeți la ofertă, îl puteți achiziționa și cu 950 de lei. Prețul standard este undeva la 1100-1200 de lei. Așa. Are funcții precum, sta să vă arăt, captură de ecran, adică ne apăsând pe butoane se poate realiza captura de ecran. Ce mi s-a părut iar foarte interesant. Haideți să facem mai multe capturi de ecran să vă arăt. Am mai realizat încă o captură de ecran. Mai facem încă una. Să vedeți de ce fac atâtea. Încă o captură de ecran. Bun. Deja avem 4 capturi. Intrăm în galerie și aici avem mai multe poze, capturile de ecran. De obicei, ca să ștergeți o poză sau să trimiteți o poză să o partajați, țineți apăsată pe una și mai bifați încă una și încă una, pardon, și încă una și încă una. Pe când la Huawei puteți face doar așa. S-au debifat toate funcțiile, s-au bifat toate funcțiile. Tastatura de la
Huawei P9 Lite este una standard. Dacă ați mai avut înainte Huawei P8 Lite și P9 seamănă între ele. Cam aceasta este tastatura. Este un telefon care merită achiziționat, ținând cont de performanțele lui. Nu se blochează, poate ați observat că nu are nici cel mai mic lag. Bateria ține super ok. Grosimea telefonului este relativ mică, îl puteți ține foarte ușor cu o mână. Are un ecran foarte bun. Uitați și unghiulirile de vizualizare. Are niște unghiuri foarte bune de vizualizare. Undeva la 170 de grade vedeți aproape tot. 160-170, uitați. De se vede foarte bine. Da, cum am mai spus, nu are lag, nu se încălzește, bateria ține super ok. Camera frontală și cea din spate este super bună pentru selfie și pentru a realiza diferite poze. Încă un avantaj, din câte am înțeles, rezistă la apă, deci în caz de vă prinde ploaia sau scăpați puțin apă pe el să nu vă faceți griji, pentru că rezistă undeva la 5 minute la o adâncime de 20 de centimetri. Adică e super ok pentru un telefon care costă numai 1000-1200 de lei. Punctele forte, să le zic așa, ar fi bateria că ține mult, ecranul viu colorat și foarte, foarte bun, difuzorul care se aude extraordinar de bine, camerele și puncte slabe ar fi că nu beneficiază de un încărcător care totuși să fie mai mare de un amper, să se încarce mai repede, care o baterie oarecum mare. Iar al doilea defect ar fi poziționarea butoanelor și power și plus minus volumul pe aceeași parte și foarte aproape. Na, la început poate apăsați în loc să apăsați pe acest buton, apăsați pe volum sau înțelegeți voi. În rest, numai la superlativ pot vorbi, mai are funcție de a derula imaginile, doar trăgând de jos în sus, blitz, puteți intra în camera foto. Deci, un telefon care își merită toți banii, amprenta o ia foarte rapid. Sfatul meu este să vă cumpărați acest telefon. El putem să-l comparăm cu un Samsung Galaxy A5 2016. Nu zic că Samsung nu este bun, dar ținând cont că este undeva cu 400 de lei mai scump, nu aș vedea de ce să dau atâția bani pe un A5 decât să-mi iau un Huawei P9 Lite, care este foarte arătos și foarte decent, funcționează super ok, am memorie, am RAM, am o cameră bună, am amprentă, rezistă și la apă, se aude foarte bine. Deci aș cumpăra un A5. Și poate pentru unii încă un punct slab ar fi lipsa meniului, care v-am zis, la celelalte modele are aici o iconiță pe care apăsați și intrați în meniu. Și încă un punct foarte care îmi place ar fi, care v-am arătat galeria, ștergerea pozelor. De fapt, selectarea pozelor pentru ștergere, trimitere sau alt. Deci ținem apăsat pe o poză și facem. Ați văzut ce simplu e? Și acum putem să facem ce vrem cu fotografiile. Să le ștergem, să le distribuim, să le mutăm. În concluzie, se merită să achiziționați un Huawei P9 Lite. Prețul foarte bun, performanțele foarte bune. Ce vă mai pot spune? Se încarcă oarecum destul de repede în 3-4
ore, 3 ore jumate, ține încărcat chiar 2 zile, deci un telefon la un buget super ok și un super telefon care merită încercat și merită cumpărat. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. O să mai revin și cu alte review-uri, păreri despre telefoane. Aștept în comentarii ce telefoane mai doriți să vă arăt, să vă prezint. Telefonul arată foarte bine, se mișcă foarte bine. Un telefon care îl folosesc cu drag. Mulțumesc!